Bună, s-o mă ascult și bine, vom regăsi la un nou videoclip. Astăzi continuăm aici aventura noastră cu Game Master. Mă aflu aici cu o mașină blindată. Mi-am luat această mașină deoarece Game Master, dacă o să ne hecuiască, această mașină detectează orice. Am înțeles că Game Master o să ne dea niște provocări și noi, dacă nu o să le respectăm sau nu o să le facem, ne va bana de pe GTA 5 și nu o să ne mai putem juca niciodată, am înțeles. Nu știu cum o să fie și o să mergem numai decât să-l salvăm pe fratele meu. Cum știți, fratele meu a fost răpit de Game Master și nu știu dacă o să-l mai putem salva cu viață. De unde este, se află în casa lui, am înțeles. O să mergem astăzi să căutăm unde locuiește și așa mai departe. Apăsați acum pe butonul de like și haideți să trecem la ziua de astăzi, bro. Come on, so, mergem acum pe autostradă cu mașina asta și m-am gândit să șefuiesc o mașină pe autostradă. Voi ce spuneți? Am o idee, bro. Uite, o să opresc o mașină din asta mai scumpă și uitați-vă și voi unde stă poliția. Uite-te, mă, și tu unde stă poliția. Ia, mă, să vă văd. Na, cred că vine după noi, nu? Sau? Na, nu. Uitați-vă și voi că vor să ne oprească. Trebuie să oprim, deoarece dacă nu oprim, ne va urmări toată ziua și nu vreau asta. LSPD, poliția, opriți pe dreapta momentul de față. Da, mă, opresc pe dreapta momentul de față. Uite, acum opresc, trebuie să oprim. V-am spus eu vouă că este foarte agresivă, mai ales poliția din Sanji Shirts, you know? So, haideți să vedem ce ne dă. Sper să nu-mi dea o amendă sau ceva, bro, că ne vede cu mașina asta, ce o să zică. De unde o avem? Uite-l, mă, cum vine, domnul ofițer. Bună ziua, vezi că nu te văd, mă, prin geamurile astea, tu știi, nu? Unde te uiți? Hai, bună. Că e la control acum, bă, ho, ho. Ce are ăsta, bro? Ok, vă, că am mers cu 101. Spune că într-o zonă unde se merge cu 75 la oră, ne dă o amendă. Numai că nu știu cum o să o plătesc, deoarece nu mai am bani. Voi știți, nu? Că eu sunt plight în 520 de dolari și ne-a dat și un punct tipul ăla. Da, mă, pot să... Două secunde, pot să plătesc amenda acum? Sau... Pam. Pam. Pam! Na, mai plecați voi acum să vă văd. Oh my god, hai urcă, urcă, urcă numai decât. Ok, ne-am urcat la mașină. Și haideți să vă văd eu acum unde mai plecați voi. Au, au, au. Unde mai plecați, mă? Ia, să vă mai văd eu acum ce amendă mai îmi dați voi mie. Oh my god, cărăm mașina de poliție după noi. O distrugem complet. Hai să vă văd eu acum ce mai faceți voi cu mine. Opa, am de egal la o parte. Mamă, cred că explodează mașina lor 100%, uitați-vă și voi cum am făcut-o. Nici o șansă nu mai veți acum să scăpați. Na, să mai îmi dați mie amendă, să mă, vă mai văd. Oh my god, nu pot să cred ce pot să fac cu mașina de poliție. Ai, ai, am asicut ce face. Cred că explodează mașina lor, 100%, da. Uite, mai e puțin și explodează, a? Am o idee, am o idee. Mergem cu full speed și uitați-vă în spatele nostru, nu pot să... No! Oh my god, oh! Ce facem aici? Ce, let's speed, mă, că nu mai apres nimic, gata, va ajunge. Fac ce s-a întâmplat, bro, de ce se... Numai că mașina noastră nu mai merge, uitați-vă și... Nu cred așa ceva. Nu mai merge mașina. Avem 3 stele, dacă vă vine să credeți. Au început să tragă noi. Mașina noastră nu mai merge. Dă-te jos, Amasico. Oh my god, bro, te tragă mine, dacă vă vine să credeți. Nu mai avem nicio mașină. Cum să scăpăm acum? Pam, 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 diga. Uriți, oh my god, câtă poliție avem după noi. Trebuie să ne luăm mașina asta de poliție și să plecăm. Nu înțeleg de ce nu ne mai merge mașina noastră, bro. De ce s-a... Nu-mi dau seama, mamă, câtă viteză putem să avem cu mașina asta de poliție. Am furat o mașină de poliție, plecăm numai decât. Bro, nu am vrut să fac asta cu poliția. Nu am vrut să mă bat astăzi cu poliția, dar s-a întâmplat, ce să fac acum? Și elicopterele sunt după noi. Ai, 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 ce agresivă e poliția. La o parte, mă, cu toții. A, uite, avem și poliție civilă. Ai, 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 mamă, dar cum opresc ăștia străzile? N-am avut așa ceva niciodată. Uite-l, mă. Tu ce vrei, mă? Pom! O, distrugem toată poliția din Los Santos. Bro, de ăștia nu scăpăm. Mamă, câtă poliție se află în spatele nostru. Pur și simplu nu scăpăm, mă, niciodată de ăștia. Uite-l, mă, cum a oprit tipul ăla strada. Mi-a pus și țepi pe stradă. Uitați-vă și voi ce a pus pe stradă. Voi vedeți, nu? Țepi, nine, scanici vaza, indica, a vrut să ne facă pană la roți, numai că nu au ei nicio șansă, mă, că om, om, merge numai decât, numai că trebuie să scăpăm acum de poliție, bro. Sper să nu ne vadă, dar trebuie să ne schimbăm ceva, nu? Să ne punem o mască, ceva. Am furat altă mașină de poliție, dacă vă vine să credeți, oh my god. Oh, unde să ne ascundem acum? Nu am nicio idee unde să mă ascund, mă. Avem 3 stele acolo sus. Unde să mă ascund? Sub un pod ar fi o idee bună, dacă nu trebuie să ne băgăm într-un bunker undeva. Uite pe aici, pe undeva. Hai, bagă-te, bagă-te aici, Masico. Sper să nu te vadă. Oh my god, nu pot să cred. Cred că am ajuns bine, nu? Da, mă, uite pe aici, 100% dacă mă ascund. Sper să nu ne vadă. Uite aici, mă. Yes! Yes!
Tu, dă-te jos acum, Masico, în momentul de față. O, alu, ăsta e rău, mă, nu știu ce face. Mă scuzați. Ai, 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 Masico, de ce face asta? Nu pot să cred așa ceva. E ok, am scăpat de poliție, am scăpat de poliție, nu pot să cred așa ceva. Și haide să mergem acum cu mașina asta de poliție, dacă nu trebuie să mergem să ne luăm tancul din bunkerul nostru secret, nu? Ai, 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 numai că nu știu unde se află casa lui Game Master, bro, ca să-l putem salva pe fratele meu. Mai întâi o să mergem acum către casa noastră unde am locuit acum ceva timp. Am înțeles că a fost acum asaltată de Game Master casa mea. O să mergem acolo să vedem ce se întâmplă. Chiar îs curios, bro. Chiar îs curios, nu se poate așa ceva. Nu mai am nicio casă, nu mai am unde să dorm. Dorm de câteva zile într-o rulotă și cam nașpa, deoarece se apropie frigul, cum știți în episodul trecut. A avut loc o furtună de zăpadă și aia, aia, am supraviețuit așa, la limite, bro, la limite am supraviețuit, dacă vă vine să credeți, într-o rulotă, nu prea ai cum să stai când e frig afară, adică dacă nu prea ai bani, uite-l mă, la ce face, mă? Uite-l cum aleargă pe trecerea de pietoni, diga, aveți o mișfa, așa? Să fii bogat în Los Santos, să ai tot, să fii miliardar, este cam greu, însă eu o să dau totul într-o zi, să fiu multimilionar, bro, să fiu cel mai bogat om din Los Santos, dacă vă vine să credeți, o să deschid eu niște afaceri, nu aveți idee, în zilele, săptămânile care urmează, o să deschid eu ceva ce nu ați mai văzut în GTA 5, ați auzit bine, o să ne cumpărăm case, o să ne cumpărăm vile, blocuri, autohausuri și așa mai departe, o să fie crazy. Crazy rău, bro. Mergem aici, bro, asta este casa mea unde am locuit eu foarte mult timp. Numai că acum am înțeles că este asaltată de Game Master, bro. Este hackuită. Sper să fie totul cum trebuie și să nu pățim ceva nașpa. Oh my god. So? So. Oh my god, am ajuns, am ajuns. S-a schimbat ceva pe aici. Parcă pare ceva schimbat. Ce caută camera aia acolo sus? Nu am văzut-o niciodată. Bro, tu vorbești serios? Lol, what? Bro, avem o sală de sport aici, nu am fost niciodată. Două secunde să vedem. Bro, hai, Masico, ai, sar, sar și pam. Haideți să vedem ce se află pe aici. Bro, tipul ăsta vă că a schimbat pe aici, a făcut o sală de sport. What? Lol, nu cred așa ceva. Bro, ce mai avem aici? Avem și un lift, dacă vă vine să credeți, sau? Bro, asta e o cameră secretă. Ce a făcut tipul ăla din casa mea, nu pot să cred. Aici, ce mai e asta? Nu-mi dau seama ce e asta. E o bancă ceva, cred, nu? Multe jocuri, chestii trusty, o sală de sport. Ok, haideți să mergem mai departe, să vedem cine locuiește aici. Chiar sunt curios, bro. Nu se poate așa ceva. Oh, bro, deci dacă locuiește cineva aici, o să-l omor astăzi. Ok. Ia! Am văzut ce... ce e acolo sus? What? Vedeți? Oh my god, ăsta e Game Master, dacă vă vine să credeți, nu cred așa ceva. Tu vorbești serios, mă? Ce caută Game Master aici? Nu-mi dau seama. Să trag în el cu o armă ceva? Voi ce-ți spuneți? Cred că o să trag în el. O să fac asta 100%. 3, 2, 1... Ce? Pam! Ne-a văzut, nu pot să cred. Bro, a început și el să tragă noi, nu pot să cred așa ceva. Aha. Bro, nu pot să-l omori. Nu cred așa ceva. Are viață nelimitată, cred, nu? 100%, adică... Uitați-vă și voi. Tragi în el și degeaba. Ai, ai, ai. Lasă că vin eu sus acolo. Nu știu dacă a fost o idee bună să trag în el. O, sper să nu ne hecuiască sau ceva. Se află aici în camera unde am dormit eu, dacă vă vine să credeți. Uite-l, aha, se află cu arma spre mine, dacă vă vine să credeți, nu pot să cred așa ceva. Mi-e cam frică, mi-e cam frică de el. O, Masico, ce s-a întâmplat cu tine, man? E, ca nici vazain. Pro, tipul ăsta, nu știu, s-a scăpat pe el sau nu înțeleg. Stop, vezi că trage tipul ăla în tine, oh my god. Uite-l, pro, să trag în el, nu știu dacă. Ok, o să mă ascund, uite, aici, pom. Să-i fac ceva nașpa cu el, să-l omor, dar nu pot să-l omor. Asta e nașpa rău de tot. Uite, mă duc pe partea asta. El nu știe că să ieși. Nu știe, nu mă vede. 100% nu mă vede. Uite-l. Pru, cum a văzut? Uite-l. Uite-l, uite-l, aha. Lasă că o să vezi, tu te omori astăzi. Unde mi-este fratele? Spune momentul de față. Dacă vei mai trage mine, o să ai cel mai mare coșmar din viața ta. Bro, oh my god. O să avem cel mai mare coșmar din viața noastră dacă mai tragem în el, a spus. Unde mi-este fratele meu? Spune momentul de față. Unde mi-este fratele dacă nu o să trag în tine? Nu o să știi niciodată unde este fratele tău. Păi de ce nu am voie să știu? Nu înțeleg. De ce nu am voie să știu, bro? Tipul ăsta nu spune unde mi-este fratele, spune momentul de față, mă! Părăsește locul ăsta dacă nu vei regreta enorm.
Da, acum o să părăsesc locul. Trebuie să părăsim locul numai decât. Am merlit-o. Plecăm numai decât. Plecăm și a început din nou să tragă noi dacă vă vine să crede. Na! Bro! Oh my god! Să plecăm acum, trebuie să plecăm numai decât. A spus că am merlit-o dacă nu plecăm. Plecăm acum numai decât. Oh my god, nu pot să cred așa ceva. Bro, unde se află acum? Nu-l mai văd. Bro! A început să tragă. De unde trage? He? Pu! Unde-i? He? Uite-l! Ei, vedeți arma? Uite-l! Nu pot să cred! Pu! E bine că avem geamuri anti-glonț, dacă vă vine să credeți. Pu, tipul ăsta e invizibil, s-a făcut în momentul de față. Uite-l! Îl văd! Na! Ne dă jos! Ne dă jos din mașină! Mâinile sus în momentul de față! Gata, mâinile sus! Poți să mă lași acum în pace, te rog? Vreau să părăsesc locul ăsta. Lasă-mă, te rog, în pace. M-am spus eu că tipul ăsta ne hecuiește. Ești pregătit să mori sau să părăsești locul ăsta? Să părăsesc locul ăsta. Nu vreau să mor, dar unde ești? Că nu-l văd. Unde-i tipul ăsta, bro? Bro, l-ați văzut? Oh my god, l-am văzut puțin la față, dacă vă vine să credeți. Uite-l, îl vedeți? Na, dispare și apare. Bro, așa arată el la față sau nu-mi dau seama? Oh my god, unde a dispărut mașina? Și cum arată? Vreau să părăsesc acum locul. Lasă-mă în pace, te rog. Bro, de ce sunt Game Master acum? Pur și simplu nu mai am control asupra caracterului meu, bro. Uitați-vă și voi. Pur și simplu nu înțeleg ce face acum. Caracterul meu sau cine e ăsta? Ăsta e Game Master, se joacă la calculator, numai că unde mă aflu eu în momentul de față? What? Nu mai am nimic, bro. Niciun control. Uitați-vă și voi, totul nu înțeleg absolut nimic ce se întâmplă. Eu acum ne putem controla din nou caracterul, dacă vă vine să crezi. Numai că nu înțeleg cum am fost Game Master acolo sau nu știu ce s-a întâmplat. Tipul ăla făcea ceva acolo, hecuia ceva și uitați-vă și voi ce a apărut, bro, aici. A apărut pur și simplu o mașină, dar nu înțeleg a cui e mașina asta. O putem lua, e să vedem. Ne putem urca înăuntru, numai că mi este puțin frică. Îmi este puțin frică, are volan pe dreapta. Prunaș parou. O pot controla, ok, o pot controla, perfect. What? This, o am prut ce se află în spate, nu am nicio idee. Să deschidem puțin portbagajul din spate să vedem, poate se află ceva. Dar mai întâi să ieșim de aici, bro. Nu mai vreau să vin niciodată la casa asta, bro. Nu înțeleg ce a putut să se întâmple. Mergem acum numai decât să-l căutăm pe fratele meu, bro. Deoarece va trebui să-l salvăm de unde e. Ok, o să parcăm mașina frumușel aici și haide să vedem ce se află în spate. Aia, mamă, cum se deschide. Și... am găsit o scrisoare aici, dacă vă vine să credeți. Haideți să vedem ce scrie aici, chiar sunt curios. Cu fiecare pas, suspansul crește. Ce se ascunde în umbră? Răspunsul așteaptă să fie dezvăluit. What? Întunericul se adâncește. Ce urmează să se întâmple? La ce se referă cu chestia asta, bro? Eu nu-mi dau seama, deja am piele de găină, pur și simplu. Și jos acolo avem niște coordonate, dacă vă vine să credeți. Ia, o să le punem acum pe Google Map și o să mergem acolo numai decât, bro. Ok, ne-a dat pe mapă, avem 40 de kilometri până acolo. Oh my god, chiar sunt curios unde ne duce. Acele coordonate, bro, chiar sunt curios. Hai, numai că trebuie să dăm numai decât de fratele meu. Tipul ăla nu-i dă de mâncare, nu-i dă absolut nimic. No way, nu cred așa ceva. Pe cine avem aici? Bună ziua. Uite, avem o domnișoară. Unde faci poze, bro? Nu știu la ce făcea acolo. Făcea pur și simplu la boscheție din dreapta. O merge numai decât cu full speed la o parte. Oh, ce... Na, uite-l mă și pe ăsta cu bicicleta, că te-am luat înainte. Așa ai meritat-o, mă. Dacă stai în fața mea, nu pot să cred așa ceva. Haideți să mergem aici pe dreapta. Don't pull speed. Mamă, ce viteză putem să avem cu mașina asta. Nu cred așa ceva, bro. Mi-a ieșit capul pe fereastră, dacă vă vine să credeți. Poliția după noi. Ce caută poliția după noi? What? Bro, ce s-a întâmplat cu polițistul ăsta? Unde aleargă? Ei, te pot ajuta cu ceva? He? Unde aleargă, mă? What? Ce s-a întâmplat cu ăsta? Ei, unde pleci, mă? Nu mai știi ce e cu el. Cred că a fost hecuit de Game Master, dacă vă vine să credeți. Unde pleci, mă? Mamă, dar ce aleargă? Lol, n-am văzut un polițist de genul. Uite-l, mă, și pe grăsuțul ăsta. Nu cred așa ceva. Unde se duce? Se duce în fața acolo, cred. Sau pe unde? Unde pleacă, mă? Uite, mai avem o mașină de poliție în partea asta, care vine după el, cred, nu? Uite-l, pe polițist. Aha. Sau? He? Ce se întâmplă cu poliția pe aici? Caută pe cineva, mă.
Căuta pe cineva 100%, a? Ori a fost hackuit de game, asta nu-mi dau seama. Bun, mergem acum numai decât. Și stânga aici. Mamă, ce drift am putut să fac, nu pot să cred așa ceva. Ce smooth și... O, frână. Pro, mi-a dispărut mașina, dacă vă vine să credeți. Nu pot să cred așa ceva. Pro, e hackuit. Uite, tipul ăsta a murit pe stradă. O să luăm mașina asta. Nu știu ce se întâmplă în Los Santos. Cum a spus, dacă Game Master a venit în Los Santos, e nașpa rău de tot, bro, deoarece tipul ăsta hecuiește totul, nu aveți idee. Oh, haideți să mergem numai decât către coordonatele alea să vedem. Uite că am ajuns aproape, Am ajuns în locul ăsta, numai că nu știu unde să mă duc acum. Nu-mi dau seama pe unde. Ori prin stânga, ori prin dreapta și nu știu ce să caut pe aici. O să încercăm să căutăm, poate găsim ceva. Haideți să ne ducem pe partea cealaltă numai decât. So, ușor, amasico, intrăm pe partea asta numai decât. Ok, aici văd că e un depozit ceva. Ok, putem intra în garajul ăsta? Nu, e închis. E închis, mă. Haideți să intrăm pe aici prin spate. Aici e un depozit ceva, 100%. Ia, putem intra în garajul ăsta? Nu, nu putem, mă. Căutăm mai departe, am ajuns aici, nu știu ce se află pe aici pe dreapta, ceva cu electricitate. Oh, mă scuzați, mă scuzați de intrare. Ok, văd că sunt foarte mulți muncitori pe aici, lucrează. Nu-mi dau seama pe unde să caut. Uite, mai avem aici un garaj. Să vedem dacă putem intra. Nu putem intra, bro. Ia să vedem dacă putem intra prin intrarea asta. Ne luăm o armă cu noi numai decât. Oh, să vedem. Iu! Ce-am găsit aici? Nu, nu cred așa ceva. Bro, am ajuns în casa lui Game Master, dacă vă vine să credeți. Nu pot să cred așa ceva. Bro, unde este fratele meu? Nu pot să cred. Uite-l, uite-l pe fratele meu. Ei, ești bine? Ești bine, frate? Da, sunt bine, numai că nu mai ies de aici. E bine că ai venit după mine. Da, mai e bine că am venit după tine. Hai să ieșim numai decât de aici, deoarece nu trebuie să vină Game Master după noi. Uitați-vă și voi ce se află aici. Bro, aici e o cameră unde tipul ăsta filmează persoanele după le hecuiește, bro, toată viața lor, am înțeles. Uite, se mai află o mască aici. Ne punem masca asta pe noi și plecăm numai decât de aici, cred, nu? Plus avem aici o mască imensă. Mamă, cum arată casa lui Game Master. Nu cred așa ce... What? Ce se află pe... Nine! Uitați-vă și voi câte servere are tipul ăsta și ce și-a conectat aici, bro? Laptopul cu niște cisterne de gaz din astea, nu-mi dau seama. Bru! Uitați-vă și voi câte servere are tipul ăsta. Na, nu cred așa ceva, bro. O să-i dăm foc numai decât. Pam, pune bombe și distrugem tot de aici. Distrugem numai decât, nu se poate așa ceva, bro. Distrugem totul, mă. Nu cred până ce... Aia, nu știu dacă a fost o idee bună să facem ceea ce facem noi acum. Uitați-vă și voi, bam, punem echibomburi de genul să distrugem totul de aici. Nine, cine... Nu spune că asta e Annabelle, bro. Tipul ăsta face și vrăși. Na... The man is watching you. Oh my god. Na, uite, asta era acea momâie, mă, care am văzut-o în poze. Nu pot să cred așa ceva. Mamă, câte calculatoare are tipul ăsta. Ce scrie pe acolo? Nu cred așa ceva. O să regrezi. Ați auzit asta, nu? Na, trebuie să părăsim. Hai, trebuie să părăsim numai decât locul ăsta. Oh my god. Pro, facem asta. Hai, ieși, ieși afară numai decât. Și o să facem asta în 3, 2, 1. Și... Am luat ban. Am luat ban, dacă vă vine să... Nu cred așa ceva, bro. Nu mai pot să mă mai joc GTA 5. Uite în comentarii ce să mă fac acum, bro. Nu mai pot să intru pe GTA 5. Am luat permanent ban, dacă vă vine să credeți. Nu cred așa ceva, așa că ne vedem data viitoare. Nu știu ce să facem acum.